Bună seara și bine v-am găsit o nouă ediție a emisiunii A Patra Putere la TV Buzău. Continuăm astăzi cu ultima emisiune legată de alegeri, să scăpăm de el o dată pentru totdeauna. Deși, după cum s-a văzut duminică, foarte multă lume nu a fost interesată de acest scrutin, ceea ce nu este neapărat de condamnat. Și de aceea vom discuta și în această emisiune despre ceea ce a însemnat până la urmă absenteismul la vot. Rezultatele le vom comenta și din perspectiva locală și există și anumite consecințe la nivel politic pe care le vom aborda alături de Vasile Minică, este liderul Cartel Alfa din Buzău. Bine ați revenit, domnul Minică. Bună seara, bine v-am găsit. Cum a văzut un lider de sindicat scrutinul de duminică, în afară de la televizor, să zicem așa? A fost un scrutin în care inclusiv mediul politic nu a marjat foarte tare. A mers foarte mult, după părerea mea, pe sondajele profesioniste. Ei cam știau cam care e proporția voturilor pe partide politice și așa mai departe. Lipsa de interes a electoratului, pentru că schimbând de câteva ori și alternând la putere, cu toate că nu era cazul, nu se vota pentru interior, pentru parlament, sau, dar totuși există oarecare neîncredere în mediul politic a electoratului, lucru care s-a dovedit și prin locul care l-a obținut și numărul de voturi independentul Mircea Diaconu. Zic eu, după mine, foarte mulți fruntași ai partidelor ar trebui să facă o analiză foarte clară de ce și cum, în circunscripțiile unde partidele dânșilor nu au obținut scoruri foarte mari, un independent a putut să culeagă atâtea voturi de la electorat. Zic eu că asta demonstrează că s-a erudat foarte mult anumiți lideri politici și că ar trebui și în politică să înceapă o anumită reformă, o schimbare, pentru că altfel lumea o vom scoate cu greu din casă la vot și asta înseamnă o lipsă de democrație reală prin faptul că un grup destul de restrâns de oameni captivi, de electorat captiv, va decide pentru întreaga țară. Da, într-adevăr, acum nu pot să zici că... Eu am văzut declarațiile astea de la televizor date de liderii de la centru. Că am câștigat. Unii au că am câștigat. Că noi am pierdut. Eu zic că toată lumea a pierdut din toată ecuația asta, pentru că s-au văzut mai multe lucruri negative. Mie îmi pare rău că nici în 2014, nici măcar în 2014, anumiți lideri nu înțeleg nimic. Deci n-ai cum să te definești, să te denumești câștigător în condițiile în care ai avut 30% prezență la urne. Da, da. Care este, să zicem, cum a fost și cu Traian Băsescu. Da? La Traian Băsescu, în momentul în care a fost suspendat și, mă rog, cele 7,5 milioane de voturi, domne, n-au contat. Deci alea 7,5 milioane. Și tu vii și spui că 30% contează și am câștigat. Mamă, suntem tari. Sau cei care au avut procente așa, și la limita așteptărilor. Și e meritul procenților de vot, a numărului de votanți, e meritul în general al primarilor și autorităților locale. Ei, s-au zbătut care acolo. S-au zbătut și vă spun eu că s-au zbătut inclusiv în ziua de vot. Pentru că eu am circulat prin județ, cam trăiesc în România asta reală și știu câte eforturi au făcut prin tot felul de influențe să mobilizeze oamenii la vot. Da. Bine, mergând la modul cinstit, băi, trebuie să votăm, uite că Europa, în Europa contăm și noi, să demonstrăm că vrem să ne alegem reprezentanții și așa mai departe. Deci ei au făcut și de aia și observăm oarecare îndreptarea atenției politicienilor de la centru către, cum se spune așa, baronii locali sau primari și așa mai departe, pentru că până la urma urmei s-a demonstrat și la acest scrutin
că cei mai importanți oameni în politică sunt aleșii locali. Fără ei n-ai electorat, n-ai prezență, n-ai nimic. Da, și a fost și sunt și cazuri la Buzău, de exemplu PNL, care în municipiu a avut un procent foarte scăzut. În schimb, în teritoriul, în mediul rural, acolo unde au fost primari. Exact, unde sunt primari. Și o să observați, dacă se va face o analiză, că în fiecare comună, funcție de apartenența primarului, și voturile au fost cât de cât cu anumită orientare. Deci și mobilizarea la vot făcută de primar, dar bineînțeles că și numărul de voturi pentru partidul respectiv e mai mare. Trebuie văzut pe procesele verbale. În mod sigur așa s-a întâmplat. Bun. Haideți să discutăm chiar despre acest lucru. Este corect pentru orice politician să comenteze și să facă o analiză permutând oarecum subiectul principal, cel al faptului că 70% din cetățeni cu drept, din cetățenii cu drept de vot nu au mers la urne. Nici nu avea cineva pretenția să fie 100%. Dar, din punctul ăsta de vedere, s-a văzut clar că e un semn. Da. Și un semnal și un semn pentru cei care sunt acolo, fie că sunt la putere, fie că sunt în opoziție. Dar, din punct de vedere al analizei, este corect și ar trebui să spunem noi, cei care suntem cetățeni simpli, și să le transmite că nu suntem fraieri și nu să vină ei și să ne spună că, domne, ce bine a fost, fac analize pe procentajul obținut. În schimb, subiectul este foarte clar. Domne, voi ați obținut aceste lucruri în condițiile astea. Da. Ce legitimitate vă arogați voi? Ce legitimitate, dar știți ce se întâmplă? Ei știu și sunt pregătiți în domeniul ăsta al discursului politic și al transformării, chiar și a eșecului în victorii. Ei transmit mesaje, știți, către populație. Suntem bucuroși, am făcut, am dres, suntem undeva pe media europeană și așa mai departe. Dar dacă discutăm de primii ani în care România era în perioada de preaderare și după aceea de aderare, când am început să facem votare pentru Parlamentul European, sau sondaje de opinie, ce scor era atunci pro-Europa și ce scor este acum. Dar să știți că Europa ne-a ajutat și ne ajută în continuare. Cei care încurcă lucrurile sunt tot politicienii noștri, și cu fondurile și cu toate, pentru că dacă nu ar fi fost o anumită direcție și directive europene, noi astăzi eram mai rău decât suntem, pentru că dacă a adus ceva bine pentru noi intrarea în Europa, a fost controlul asupra mediului politic, asupra democrației, asupra opoziției, ca să existe, pentru că exista pericolul să nu mai avem nici măcar opoziție. Dacă legea aia blamată și că au intrat mai mulți în Parlament și inclusiv președintele statului spune, domnule, avem prea mulți politicieni, dar dacă nu era aia, care a fost un rău necesar în viziunea mea, pentru că am reușit să avem politicieni și din opoziție, că altfel nu mai aveam opoziție. Avem o mare problemă cu Europa și cu lumea întreagă vis-a-vis de a demonstra că România este o țară democratică. Dar, bine, aici am putea discuta. Dacă erau doar 300 de parlamentari, tot acolo erau... Nu, pe legea aia, fără legea aia cu distribuirea, deci numai cu uninominalul pur, cu redistribuirile, sigur. Dacă nu era redistribuirile pe puntajul partidelor, nu aveam opoziție, cine știe ce. Dar oricum nu am avut. Oricum nu avem la nivelul la care ar trebui să fie, pentru că unul din motoarele progresului politic este o opoziție puternică. Da, că așa se cere în democrație. Sigur. Ceea ce se cere și acum până la prezidențial. Sau pe viitor? Încă se mai joacă pentru prezidențiale. Să știți că chiar dacă unii spun acum că joacă pe cai mari, uitați-vă că pe stânga sunt ăștia 30-40 de procenți deocamdată. Dar dacă reușesc partidele din centru-dreapta să găsească o soluție să coaguleze cumva, lucrurile nu sunt atât de simple. Dar n-au candidat, domnul Minic. N-au, dar nu se știe, mai e până la... Una și al doilea, mesajul care îl dă independentul de astăzi. Nu uitați că și la primăria Capitalei a plecat un fruntaș al PSD-ului
și a câștigat independent. Eu cred că acolo a fost, după părerea mea, foarte bine gândită acea mișcare, pentru că vedem și simțim că, de fapt, e reprezentantul PSD-ului la primăria capitalei, care, dacă ar fi candidat din interiorul partidului, nu se știe dacă ar fi câștigat. Mesajul cu diaconul acum, că un om de valoare și cu cunoscut de lume poate să ia mai mult decât un partid politic și că până la toamnă e posibil ca societatea civilă, eu știu, mediul de afaceri, până și politicienii să găsească cumva o figură emblematică, un om în care românii să aibă încredere și să ne trezim cu surprize. Domnul Minică, eu nu aș prea crede în decizii ale liderilor politici de genul acesta, pentru că dacă, tocmai Mircea Diacon a fost creat prin îndepărtarea sa dintr-un partid. Da. Pentru că dacă Mircea Diacon rămânea în partid, el era pe listă undeva. Nici nu știu dacă era eligibil. Asta zic, nu cred că era pe loc eligibil. Era după 4-5, cred. Da, da, da. Deci după cei 5 care au ieșit la PNL. Și de aceea s-a văzut prin experimentul ăsta că un om care are notorietate, acum să recunoaștem, în primul rând, datorită notorietății a fost votat, oamenii care erau hotărâți să meargă la vot și să voteze altceva, abia așteptau un om de genul ăsta, nu neapărat că independent, dar un om pe care, un om liber, care să detașeze cumva, detașat de mizeriile din mediul politic. Așa? Și oamenii abia așteptau. Și prin votul și prin cele peste 300.000 de voturi luate de Mircea Diaconu, s-a văzut foarte clar că oamenii ar dori să voteze un astfel de om. Dar foarte rar se întâmplă lucruri de genul acesta. Da. Foarte rar. Și nu o să vedem noi zbateri din partea partidelor, că pe acolo inserează pe primele locuri sau, mă rog, să vedem un candidat, domne, nu neapărat impecabil, ci cu o ținută și morală și din toate punctele de vedere, un candidat către care să se poată îndrepta cetățeanul electorat care s-a săturat să voteze aceiași politicieni. Da. Ponta rămâne pe primul loc, asta este, și stă îngrijorat, bă, dacă scot ăștia. Că până acum, deci corect, niciun candidat nu poate să-i facă față din ăștia care se vehiculează. Antonescu, e clar. Deci așa, MRU, Mihai Răzvan Ungureanu, am văzut ce a făcut la europarlamentare. Elena Udrea s-a văzut prin PMP și exemplele pot continua. Deci, și Cătălin Predoiu la fel, rămâne PDL la nivelul respectiv, de urcat în sondaje sau, mă rog, în preferințele cetățenilor, până în toamnă nu cred că să poate să ajungă în așa fel încât să se bată. Nu, ce existenți nu. Cu, doar nu. V-am zis, doar așa o... Și din ăștia să zicem că se coagulează dreapta, în ghilimele, așa zicea dreapta. Da. Partidele astea care nu sunt socialiste. Da. Așa? Sociale. Da. Din punctul ăsta de vedere, unicul și anume candidat tot nu poate să-i facă față, dacă e din rândul la ăștia. Da. Nu pentru că e bun Ponta neapărat. Nu, pentru că electoratul are o anumită direcție, el are un bazin electoral, asta e. Și nici nu știu, cum să spun, neapărat să aibă contracandidat. Ideea este că, până la urma urmei, ideal ar fi în societate să nu fie concentrată puterea pe o singură direcție. Dacă eu mi-aduc aminte că inclusiv domnul președinte Iliescu, la un sfârșit de mandat al dânsului, spunea că este adeptul alternanței la putere. Alternanța, cum să spun, îți mai ia din abure ai puterii, te duci în opoziție, vezi cum este, nu mai stai la butoane, nu mai ai atâta influență și așa mai departe, pentru că o democrație reală așa trebuie să fie, cu alternanțe la putere, cu programe clare, cu doctrine, pentru că este clar pentru mine, care zic eu că sunt pe medie cel puțin un fin observator al mediului politic, nici de cum nu se discută de doctrine. De... Nici nu o să avem doctrine, da, domnule. Acolo... În România nu o să avem partide care să respecte doctrina. Unde? Dați-mi un exemplu, cât de cât, nu știu, PNL oarecum. Păi ce, PNL-ul a semnalizat dreapta și a luat acțiune. Dar nu prin Crin Antonescu. Nu, dar vreau să spun așa plastic, au semnalizat dreapta, dar acțiunile au fost de stânga. Da,
Da. Păi de-aia s-au și pupat cu cei de la PSD. Bă, o dă ei, că liberalismul modern înseamnă totuși acțiuni sociale. Nu e așa. Liberalismul e liberalism, înseamnă sprijinirea mediului de afaceri, a întreprinzătorului și așa mai departe, și crearea de bunăstare prin locuri de muncă și prin toate celelalte. Ori măsurile sociale, eu am activat și activez în continuare la sindicate, dar am fost unul dintre cei care am militat pentru sprijinirea mediului de afaceri și a celor care creează locuri de muncă, pentru că numai așa rezolv și problemele sociale. Dacă o să, ceea ce se întâmplă și acum și nu de acum, chiar de câțiva ani buni de zile, ați văzut. Toată lumea se luptă pe buget și pe procenții din buget. Sănătatea 6%, învățământul tot 6%, parcă armata și așa mai departe. Aici trebuie să vină un partid politic cu programele partidelor să spună următorul lucru. Fraților, nu vă mai bateți pe procente dintr-un buget care oricum e micuț. Haideți să găsim pârghiile necesare să dezvoltăm România din punct de vedere economic, să avem un buget suficient, indiferent de procenții care îi luăm din ei, pentru fiecare activitate de sănătate, învățământ și așa mai departe. Dar dacă ne batem tot timpul pe buget și o să fiscalizăm din ce în ce mai mult, pentru că inclusiv actualul guvern a mărit numărul taxelor și impozitelor, și românul trebuie să înțeleagă un lucru, oricât de social ar fi un partid la conducere, el nu împarte altceva decât ce ia de la cetățeni. Fie ei salariați, fie ei întreprinzători, mici oameni de afaceri și așa mai departe. Ei nu fac altceva decât cheltuiesc banii strânși de la noi. Dacă vrem să avem taxe mai multe, nu înseamnă altceva decât să creăm numai pârghii de genul ăsta fără să sprijinim mediul de afaceri real. Apropo de discuția cu alternanța la putere, domnul Mininca, am înțeles, alternanța la putere, vin ăia să schimbă între ei, dar ați văzut vreodată vreun guvern cu o viziune? Adică să aibă o viziune așa pe termen lung. Nu, n-am văzut. Adică noi, uite, de exemplu, dumneavoastră știți încotro ne îndreptăm? Nu. Nu. Bine, eu știu așa, cam simt, să zic așa, spre ce ne îndreptăm. Știu la ce vă referiți dumneavoastră. Da. Eu mă refer din datele pe care le aveți din partea celor care ne conduc această țară. Dacă aveți o viziune pe sănătate, pe învățământ, pe social. Nu, e haos total. Pe toate domeniile, e pe haos. Agricultură. Vine un ministru. Care e politica țării? Și vine cu o politică, vine și el cu o năstrușnicie, că nu mai poți să spui că sunt programe. Unul vrea să facă societăți comerciale spitalele, altul vrea să le facă ONG-uri. Unul vrea să nu mai fie doctori și colo și colo. Altul vine și spune: "Nu, doctorul să poată să aibă activitate după timpul de program în spital, în cadrul spitalului." Păi ce programe sunt astea? Dar în câteva luni de zile cu același guvern la conducere. Deci vă dați seama, e un haos total. În învățământ, nu facem altceva decât cheltuim bani de la bugetul statului, acoperim locuri de muncă, să supără colegii mei din sindicatul de la învățământ, așa, și ce creăm noi? Șomeri. Și venim după aceea cu alți bani și facem reconversii profesionale, pentru că nu avem programe clare și nu se știe spre ce ne îndreptăm vis-a-vis de dezvoltare economică, regională, națională și așa mai departe, funcție de resurse, funcție de nu știu ce. Pe programele de infrastructură. Facem un crâmpei de autostradă într-o zonă a țării, pentru că avem noi un politician după acolo care trebuie să iasă și el în față cu ceva. Mai facem alta în altă parte a țării, dar n-avem și noi un coridor, n-avem și noi, cum să spun eu, posibilitatea să creăm celor care vrem să-i aducem aici cu capital, posibilitatea să ajungă repede la într-o zonă unde vrea să dezvolte o afacere. Ați văzut cu Dacia și cu Ford-ul câte probleme au și chiar au condiționat dezvoltarea în continuare de locuri de muncă de finalizarea până la urmă a celor tronsoane de transport în zona lor. Amenințând că vor pleca. Amenință că pleacă. Nu, așa, nu am plecat de la voi. Domnul, să zburlești părul pe mine, 24% din exportul României înseamnă Dacia, Pitești. Și tu, guvern, nu-i faci un drum ca să poată să vândă, să exporte mașinile de acolo și să-ți mențină câteva mii de locuri de muncă. Nu mai înțeleg ce se întâmplă în țara. Lucrurile astea se trece foarte ușor, domnul Mininca. Pentru că, uite, a venit campania asta, iar semnalul dat de cei de la cei care investesc în uzina Dacia a fost foarte clar. Nu a fost așa pe ocolite. Nu, tranșant. Noi pierdem foarte mult
Și dacă nu ne faceți culoarea asta, nu ne faceți infrastructura necesară, nu ne-am mutat. În altă țară, evident. Chiar și aș fi dat alternativa undeva în... Păi, deja ei fac prin Maroc. În Maroc, da, în Maroc. Marocul... Dar că se mută de tot în Maroc. Ceea ce produc aici că... în România, se mută de tot în Maroc. Iar avertismentul a fost așa, luat, lasă domne că facem noi sau mă rog. Tot își mechiaresc așa, că nu-i chiar așa. Nu e chiar așa, da, nu intrați în panică. Până când, cum a fost cu Nokia, la unde era, mă rog, da. Ce județ a fost, într-o zi auzi, pac, am plecat, am închis fabrica. Asta e. Și ce faci? Rămâi și cu buza umflată. Multinaționale n-au plecat sau, cum să spun, stau, nu s-au mai dezvoltat și așa mai departe, tocmai pentru că nu simt sprijinul real al politicilor de stat în România. De asta vă întrebam, domnul Minică, mai devreme. Pentru că, până la urmă, vedem în fiecare zi discuții. Ba pe altă temă, ba, cum a spus și noi, ați dat exemple. Și nu ajungem nicăieri. Niște cârpeli care n-au nicio legătură cu o viziune adevărată pentru o țară care ar trebui, după 24 de ani, 25 de ani, ar trebui ca cetățenii din această țară măcar să știe, bă, dar ăla uite ce vrea de la noi. Da, și să guverneze după zi pe alta. Dar toți au guvernat așa. Se guvernează pompieristic. Vine și promite tot felul de lucruri. Mă uitam și în campania asta electorală. Tot discută de crearea de locuri de muncă și asta. Păi, fraților, nu asta era tema acestei campanii. Asta era tema, noi România ne ducem acolo și apărăm prin deciziile luate la Bruxelles, interesele românilor și a României. Nu, ei vorbeau de locuri de muncă, vorbeau de tot felul de alte lucruri care n-avea nicio legătură cu misiunea pentru care ei se duceau. Asta s-a și vrut, domnul Minică. Asta s-a și vrut, să fie într-o campanie asta pentru europarlamentare, să fie un light motiv pentru un start furat de campanie pentru prezidențial. Dar s-a și văzut. Și toată lumea a achiesat, toată lumea, inclusiv televiziunea centrală, unde era dezbatere electorală scris pe ecran și noi vorbeam despre cât de bun e Ponta, cât de rău e ălălalt și cât de deștept sunt alții pentru prezidențiale. Da, da. Că tu n-ai fost bun, că tu ai furat, că... Bine, mă, toți ați furat. Asta am înțeles-o cu toții, de ani, de zile și dar de când vă opriți și faceți și dar pentru noi. Noi vorbim de europarlamentare. Adică, hai să vorbim. Ce se întâmplă acolo? Ce e cu Bruxelles ăsta? Da. Că tot așa și revin la declarațiile de după rezultatele finale, da? Băi, deci a fost prezență mai mare ca la scrutinul de acum 5 ani. Păi stai numai un pic, de ce să ne raportăm la noi? Ne raportăm la vremurile noastre, mă. Că până, de atunci până acum nu s-a gândit, am fost acum 5 ani la europarlamentare, n-am fost, mă duc. Cetățeanul care s-a dus în majoritate, și știți foarte bine lucrul ăsta și să știe, nu s-a dus neapărat pentru europarlamentare, votul a fost tot politic. Da, votul a fost politic. Tot unul politic, domne, tot pe principiu, că ăla n-a făcut, ăla n-a făcut, palmă dată pentru toți prin absenteismul pentru toți, ăsta. Absenteism, da? Și îndreptarea către și cei... această sclipire care, despre care mi-e teamă că va dispărea, Mircea Diacon. Da, adică asta... nu va mai veni alt candidat, să zicem, la prezidențiale sau un lider care să... urce un partid care să fie o locomotivă. E greu. Uitați-vă la liberale. Asta e, dăm exemplu lor. A cochetat cu Iohannis, a venit Iohannis odată de două ori, hai că-l punem prim-ministru, hai că nu știu ce, hai că viceprim președinte și așa mai departe. Acum și-a dat demisia, este clar că s-a îngropat proiectul ăsta. Crin Antonescu nu mai are, după părerea mea, nicio șansă. Chiar e o problemă în ceea ce privește un candidat, nu neapărat să câștige, dar să ridice scorul acestei zone. Există pericolul ca PNL să ducă și mai jos. Să ne amintim ce s-a întâmplat cu PNCCD. E departe totuși acel moment, dar cam în direcția aia să îndreaptă lucrurile. Domnul, dacă nu se... Acolo trebuie un șoc din ăla electric. Trebuie un șoc, trebuie un lider adevărat. Trebuiesc lideri zonali, cum să spun eu, cu calibru, domnul... Bună ziua! Mie mi-e teamă că Iohannis, care a fost la un moment dat
un tipul de salvator, să zicem. Salvator, da? Neamțul din politică. Tehnocrat. Domnule, a reușit la Sibiu, da. Capitală europeană. Și a reușit la Sibiu să ia voturi mai puține decât alt partid. Și s-a băgat în mocirul asta și l-a tras Antonescu atât de jos, încât acum l-am văzut, e cam teamă să mai rămână acolo. E teamă și, are un discurs și o privire așa și o dezamăgire în atitudine, asta încât s-ar retras. Le-a lăsați-mă pe pace. Da. Bun, luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim la discuția noastră din platou. Revenim în partea a doua a emisiunii. Avem astăzi dezbatere, ultima dezbatere despre ceea ce s-a întâmplat duminică și analizăm în continuare consecințele votului de alaltăieri. Reamintim, în studioul nostru se află Vasile Minică, lider cartel Alfa. Domnul Minică, cei din clasa muncitar nu s-au obosit să meargă la vot, nu? Nu prea. Deci așa cum la nivel național s-a votat 32%, probabil că și din cei care au un loc de muncă și sunt sindicaliști, probabil că tot cam în proporția asta. Așa este. Uite, facem o paranteză apropo de prezență la locale. În județul Buzău au fost organizate și alegeri parțiale locale, două pentru consilii locale, respectiv Pogoanele și Calvin, iar la Valea Râmnicului și Ziduri pentru fotolul de primar. Prezența acolo a fost interesantă, adică mult mai mare, peste 60%, fiind interesul direct. Nu? Sigur, asta spuneam și mai devreme, că primarii și aleșii locali sunt cei care contează pentru a scoate electoratul și acolo unde sunt interese directe, să și vede că a ieșit electoratul. E totuși un interes imediat al cetățenilor de acolo. E o confruntare între oameni care îi cunosc ei, unii mai gospodari, unii mai puțin gospodari, unii de stânga, alții de dreapta și așa mai departe. Fiecare ce au făcut, ce înseamnă pentru ei acolo în comunitate să cunosc și sigur că e o competiție reală față de europarlamentare, unde e o listă, unde apar niște soții, unde apar niște oameni acolo care, pentru că chiar ne ia pe toți drept, nu știu, mi-e și jenă să spun, că eu nu vreau să zic că sunt prost, dar tu faci la liberal cu trei soții, măcar așa, puțin bun simț. Nu se poate așa ceva. Știți cum e? Pe principiu, trei doamne și toți trei. Păi, care e problema? Nu se poate așa ceva. Din literatură adică, este scoasă de listă. Ce să mă scoți pe mine la vot să votez ce? Și au fost acolo și o parte dintre ele. Eu nu spun că multe chiar probabil știe cu ce se mănâncă activitatea aia de acolo. Dar nu s-a văzut. Mesajul lor către noi a fost destul de șters. Singurul europarlamentar care s-a discutat cel puțin negativ, dar a fost în prim plan, a fost Monica Macovei. Da. Dar Monica Macovei și nu știe foarte multă lume, în top 3 europarlamentare. Are zeci de legi, proiecte de legi care a lucrat la ele și așa mai departe și care e o luptătoare împotriva corupției, împotriva mafiei, împotriva tuturor lucrurilor care nu sunt în regulă. Probabil că are și ea scăpările ei în ceea ce privește anumite atitudini vis-a-vis de interesul național. Dar nici nu poți să te duci acolo și să nu spui ce se întâmplă în țara asta, că sunt grupuri de interese, că nu există o economie de piață funcțională, că se atribuie anumite lucrări așa cum se atribuie printr-o societate a unei, cum să spun eu, comunități locale, dar lucrările sunt făcute de altcineva și tot așa, dacă e să discutăm și să... Cei care vor să afle adevărul, dacă nu vrei să afle și nu vrei să știi ce se întâmplă, nu... Mi-e teamă că cetățeanul simplu s-a săturat și de adevărurile astea. S-a săturat pentru că nu se iau decizii, domnul... Da.
Deci se discută, presa își face datoria, le aduce pe tapet, le spune, cetățeanul se bucură, uite domnule, discută cineva de treaba asta și trebuie să întâmple ceva. Și vede că în continuare fiecare își face treaba, sunt conectați la banul public, aceiași oameni progresează, se îmbogățesc, își dezvoltă afacerile. Nimeni din mediul de afaceri nu poate să facă o afacere în mediul liberal, să zic, și liber al pieței, o afacere din care să-l vezi că își mărește bunăstarea, decât cei care sunt conectați la banul public. Eu, cel puțin și local și național, aud de tot felul de oameni bogați în topuri, dar toți au turnat asfalt, au făcut lucrări cu primăriile, au avut activități din astea cu bani publici. Am putea face un exercițiu de imaginație, exercițiu desprins totuși din realitate. Vorbind de PSD, că văd că e pe primul loc în continuare PSD, dacă ar fi să analizăm ce avere au PSD-iștii? Păi eu știu foarte bine. Unde este socialism? Unde este empatia aia cu cetățeanul? Empatia și limita aia de care ar trebui să dai dovadă când faci o politică socială. Adică de unde o faci? O faci apropo, de ce spuneați dumneavoastră? De bani publici? Da. De unde o faci? O faci din vile, din alea în care nu le mai știi? Cum să îmbogățesc mulți? Exact. Mă refer la PSD pentru că e partidul ăsta care zice, domne, vai sărmani amărâții. Da. Că toate partidele au o atitudine din asta așa zeflemistă față de cetățeanul simplu. Cam asta e percepția, așa este. Da. Și își aduc aminte de cetățeni doar în ziua votului. Pentru că și acum am văzut tot felul de SMS-uri, tot felul de deci pe Facebook. Deci ați primit și dumneavoastră? Păi bineînțeles. Dom'le, cât de disperat să fii? Vreau să vă spun cât sincer. Cât de disperat să fii în ziua de alegeri să încep să dai... Ăsta a fost motivul care m-a făcut să nu merg la vot. Faptul că am fost jignit și în ziua votului, domnule, că atâția ani de zile nu și aduce aminte de mine. Da, și acum... Și în ziua aia... și-a adusese aminte de mine. Vă invităm la o conferință de presă, știți așa, în afara campaniei, vă invităm la o conferință de presă în care vă anunțăm că se măresc salariile, că se mărește salariul minim pe economie și așa. Nu, în ziua votului, deci nu mai puteam, venea să blochez, că e un număr din ăla, da. Pe rețea să duc, puf, pe toate alea, vorba aia, să facem o plângere, bă, tu pe mine mă agresezi, mă hărțuiești. Lasă-mă în pace. Da, ce, de unde mă... De unde atâta dragoste în ziua votului? Dumneavoastră ziceți că aceste SMS-uri v-au determinat, printre altele, să nu mă... Da, eram așa, să mă duc, Eu m-am dus la vot de dimineață. Mesajele astea disperate au început așa, de pe la prânz până seara. Nu, eu am fost la țară, am fost la maică mea și zic, vin după amiază, mă duc, votez, nu știu ce. Și a început. Pac, SMS-ul la o anumită oră, că probabil s-au uitat pe liste cine a fost și cine n-a fost. Pac, la trei SMS-uri. Deci aveam impresia, și zic, bă, e clar. Aveam impresia de o duminică și anume că în duminica de lege m-am detașat, deși eram foarte implicat în ceea ce trebuia să facem noi cu toți aici, în ziua respectivă. Am impresia la un moment dat, băi, dar ce sărbătoare mare este astăzi? Primeam mesaje ca de sărbători, de Crăciun, de Revelion, de-astea, la mulți ani, și nu mai erau la mulți ani. Erau. Deci eu l-am luat ca niște înjurători, pe bune. Păi, eu de ce spun? M-a jignit încă o dată, pentru că nu ți-a aduce aminte de mine. Bă, prostule, nu fii, ai vinutul la vot. Da. Ajutați-ne. Deci, doamne, cât de miloc și de cât de jos să te duci. Da. Nu știu... Stau câteodată și analizez așa și vă spun sincer, nu trebuie să supere nimeni pe mine, că asta e. N-am făcut după 89 politică, am făcut politică socială, am fost peste tot și așa mai departe. Și ai anumite probleme și sper că și mediul politic poate să te ajute cumva. Și încerci și bas pe la uși, noi am făcut și demonstrații pe la porțile lor, pe la partide, peste tot. Au slăbit și asta. Greu. Ca forță, domnul. Păi asta, ei au știut ce fac, domnule, nu ne-au băgat în seamă. Pentru că noi ne duceam cu lucruri foarte clare, care erau un avantajul salariaților, ale României, ale economiei și așa mai departe. Și ne-a lăsat în pace. Ce a zis? Bă, dacă nu rezolvăm problemele, la un moment dat se satură membrii lor, cum se satură și electoratul de noi. Ei scad în sondaje și în credibilitate, noi la fel. Dar ce contează? Noi ne facem jobul nostru. Noi veneam cu alternative de multe ori, veneam cu soluții.
Nu ne întreabă nimeni. Păi luați, domnule, pe mulți dintre ei care sunt destul de bine înfipți în politică. Ce au în spate? De unde vin, domnule? De unde vin și ce îi recomandă și care e notorietatea într-un anumit domeniu social și așa, cum să sprijine o lege, știe el ce înseamnă multe lucruri care noi chiar am fost școliți, domnule, după 89. Nu știu nimica. Știu un singur lucru, că au făcut niște bani, că îi bagă în politică, că îi face de minte și în interiorul partidelor pe unii dintre ei, că încep cu tot felul de acțiuni și activități din astea în campaniile electorale să găsească soluțiile să fie votați și după aceea n-ați văzut deputatul de auto și ați văzut interceptările. Zice, domnule, eu am fost, mi-am aranjat și pentru următorii 4 ani. Ce fac ei când ajung acolo? Se aranjează pe ei, rudele lor, a fost nevoie de lege ca să nu-și mai angajeze rudele la cabinet. Cabinetele parlamentare. De ce era nevoie de o lege? Pentru că știa că toți au practicat și practică lucrul ăsta. Hai bă, să le interzicem prin lege. A zis treaba asta. După aceea ce fac? Stau acolo și aranjează tot felul de lucruri și chiar o declară, zice, mi-am aranjat și pentru campania și mandatul următor. Adică ce ți-ai aranjat pentru mandatul știți următor? Care este diferența că deputatul la auto, zici Gigeacă, aflat și acum în penitenciar, n-a știut să o facă și anume păi nu, că s-a dat exemple cu ăștia micuți. E verde, e nu verde. Străveziu. Mă rog, necopt în ale politicii. Da, da. Deci a făcut-o, el a crezut că a văzut la alții, dar n-a învățat de la alții. N-avea ce căuta el să încaseze bani pentru mese. Nu, dar să face pe ascuns. E o strategie acolo, nu e așa. Sunt oameni căliți în negocieri și în de-astea și cum în miri și cu bani de pentru partide și mișmașuri, mișmușuri din astea, așa. Dar domnul deputat a făcut așa, eu sunt parlamentar, l-a luat valul, vai de mine, sunt cel mai tare lider de partid, vai. Da. Asta a fost, că dacă ne gândim la suma aia de 30 de ani. Te apucă râsul, deci, adică la veniturile care oricum le avea el și din afaceri și din politică, în suma aia stătea. Da, a picat ca fraierul. Bun, haideți să vorbim tot despre ceva local în legătură cu decizia, până la urmă nu este, nu putem să o luăm așa, să zicem, domne, uite ce gest de onoare. Demisia este un act de onoare, dar demisia pe care și-a dat-o Cristi Bugiu din funcția de vicepreședinte la nivel național a fost o demisie forțată, că de... Toată lumea a anunțat, hai să ne dăm în bloc demisia, că altfel nu e bine. Nu e bine. Dacă așa a promis Antonescu, s-a ținut de cuvânt, chipurile, s-a ținut de cuvânt. Dom'le, ne dăm demisia, ne-am ținut de cuvânt, sub 20%, dar facem un congres extraordinar, pe care tot eu o să-l câștig, că altul nu e. Cine? Ludovic Orban, tăricianul care oricum a rămas și rămâne știrbit după tot ceea ce a făcut. Da, a făcut niște gesturi neinspirate. Eu aveam o impresie bună, ca cetățean simplu, față de Călin Popescu, tărăceanu, dar ce a făcut în ultimele luni, nu l-am înțeles. Adică nu l-am înțeles prin perspectiva asta, tot de cetățean simplu, că interesele pe care le-a avut dânsul le pot intui. Au fost anumite interese. Au fost, dar... Ce a promis? I-a promis ceva PSD la început? Mă rog, a fost un joc din ăsta. I-a și promis, dar joc, și s-a realizat. Joc dublu care până la urmă l-a decredibilizat. Sigur. Și prin gestul din ultima săptămână de a reveni în PNL și prin faptul că ieri s-a dus deci, la ședința liberalilor și bineînțeles că nu putea fi acceptat. În timp ce făcea drumuri. Ba la Ponta, ba la PNL. Vreau să vă spun că acolo e un joc bine pus la punct. Este bine pus la punct, dar nu reușește încă, deocamdată. Deocamdată. Stați puțin, că nu s-a terminat jocul. Tăricianu va, dacă iese... Dacă rupe o bucată din liberal și le pune acolo un social în coadă și așa mai departe, ne trezim pe centru-stânga, ceea ce spuneam eu, cu suficiența aia de 50+. Este foarte posibil și e un pericol, într-adevăr. Dar dacă e să vorbim despre sancțiune, s-ar putea să piardă oarecum PSD fiind aliat cu Tărician. E posibil, totul e posibil. Și spuneam de Cristi Bugiu, președintele Consiliului Județean, care a renunțat de nevoie la această funcție
Și mergând mai departe, ne uităm pe rezultatele obținute de PNL la Buzău. E interesant că rezultatul este cu mult peste media obținută de liberal la nivel național. Și din punctul ăsta de vedere, nu o să-și facă probleme aici, în organizația județeană. Deci avem procent la Buzău PNL 22,39%. În condițiile în care PNL la nivel național a avut 15%. Domnul, ascultați ce vă spun eu. Nu este un procent scos cu mare greutate de către tot activul de partid de la Buzău. Sunt convins. A avut avantajul că Consiliul Județean este al liberalilor, primarii liberali, într-un fel sau altul, sunt sprijiniți și au luptat, să știți, în tranșee duminică ca să scoată electoratul lor la vot. Domnule, dacă l-au scos legal... Păi eu nu spun că l-a scos ilegal. Așa înțeleg. L-a determinat cumva să vină la vot. Până la urma urmei putea să nu se ducă. E al cincilea scor pe țară pentru PNL. Da. Dar vă spun eu că în condițiile actuale, modul în care se face politică liberală la Buzău, dacă nu se întâmplă ceva, nu vor menține acest scor, pentru că îi paște următoarele alegeri locale și domnul Băgiu să nu se supere pe mine. Vor fi singurei, nu vor mai fi într-o alianță. S-a negociat bine la nivel național și pentru Buzău aici influența din alegerile anterioare locale. Domnul Băgiu poate să se supere pe oricine, dar la Consiliul Județean, în acea alianță, oricine ar fi fost candidat, ieșea. Da. Și o poză putea să iasă. Deci nu spun că nu o fi avândă și merite. Meritul doar că a fost care... Procentul covârșitor a fost pe brandul USL, domnule. Sigur că da. Și de aia spun, a scos 20% acum, dar să nu se îmbete și să se culce pe ureche că a câștigat electoratul la Buzău, dacă ei nu vor face ceva într-adevăr corect și să-și atragă electoratul în mod cinstit și nu neapărat prin liderii locali, primari și mai departe, care acum au putut, peste 2 ani nu se știe dacă mai pot. Și revenim la exemplu cu municipiul Buzău, 9%, păi... Despre ce vorbim? Păi asta e... Municipiul Buzău. Păi... Care a fost mobilizat? Și totuși ora exactă în județul Buzău se dă de la Buzău. Cam deci... așa ceva. Bine, deci... nici PSD-ul n-a stat bine. N-a stat bine de data asta, pentru că ce se întâmplă, vedeți, noastră, și Mircea s-a votat... a furat foarte multe voturi, în ghilimele a furat. A furat de la ei, în sensul electoratului, da. Spunea cineva... care are influența asupra unui segment de electorat, că zice, bă, ies puțin ăștia, că nu se dă nimic de data asta. Se votează o listă, nu vin băieții cu material și așa mai departe. Și nu o să iasă grupurile alea țintă care altă dată ies. Și așa a fost. Mi-aduc aminte de joi, înainte de alegerile europarlamentare, de vizita lui Crin Antonescu la Pogoanele. Deci oamenii îl așteptau pe Dumnezeu pe pământ, ceva de genul, pentru că ei, aflând că vine cineva foarte important de la București, se gândeau ca de obicei că o să aibă parte de tratamente cu bere și mici și alte produse alimentare sau nealimentare, alcoolice sau non-alcoolice. E, drept pentru care, înainte să vină Crin Antonescu cu o jumătate de oră, au dat jos poarta din curtea sălii de sport de acolo, au rupt termopanele de la ușile, da, din sală de sport, și când au intrat în sală de sport era ca goală, nici măcar o minge de fotbal să se joace după aia țurcă, nu știu, ceva de genul. Și a venit Crin Antonescu. Și Crin Antonescu, mă rog, toți liderii de la Buzău, uite, astea sunt lucrurile care, cu care eu unul rămân, domnul. Sigur. Eu rămân cu lucrurile, pentru că restul sunt exact... Declarația e declarație, dar ceea ce se... Cum mă așteptam. Bine, și aici mă așteptam, dar era o situație așa, adică Hilară stând printre cetățenii acolo și vorbea Crin Antonescu despre, știți cum e, așa, cu europarlamentari, eurocampioni, cu PSD, că e nașpa, că...
Și ăștia de pe aici, cât mai stăm aici, că hai să plecăm, că nu ne-a dat nimic, hai că am văzut că e niște apă pe acolo afară, hai să luăm și hai să plecăm. Bă, stai aici că se supără șeful, primarul, adică. Dom'le, deci asta e, așa se pune problema în multe situații. Sigur. În multe situații, nu că am văzut. Știi, și dumneavoastră le-ați văzut și dumneavoastră le-au văzut mulți cetățeni. Nu vreau să, deci n-am spus-o ca să jignesc până la urmă, pentru că din punctul meu de vedere asta înseamnă o educație așa mai low, mai jos. Nu e, poate că nu e vina lor. Apropo de educație, să știți că așa au fost și învățați. Asta zic. Nu este vina lor, să zicem, neapărat, dar n-ai cum să te cobori în halul ăsta pentru o apă plată și o apă minerală. N-ai cum, dar uite că se întâmplă. Că așa, și cu un tricou. Și cam despre asta a fost, din păcate, am văzut episodul ăsta. Ceea ce m-a bucurat a fost că nu au fost foarte multe situații de vot din ăsta. Legea s-a schimbat și închisoarea cam sperie. Deci nu mai sunt... Îi sperie în primul rând pe organizatori. Nu mai sunt organizări din alea și ați văzut cum să organizau niște lucruri. Similească, de exemplu, era fief de mită electorală, de turism. Deci venea aia, hai la vot, îți dădea banul înainte, uite, cu taxiul, și cine plătești? Hai, băi, liniștit că e rezolvat de noi. Duceți-vă la vot. Așa este, luau prăjitorele de la... Da, era veselie mare în ziua votului. Acum nu prea s-au mișcat lucrurile, că nu s-a mai putut. Îi vedeai la prima oră venind de la vot, parcă veneau de la înviere. Da. În masă, așa. Da. În masă. Bun. Până la urmă, cu Cristi Bogiu e posibil să-l vedem într-o ecuație interesantă, pentru că având acest scor, ar putea să pună problema. Dom'le, eu nu am pierdut alegerile la Buzău. Da. Eu, mod sigur, cei care au eu din potrivă am ridicat partidul la nivel național. Da. Mod sigur, cei care aș dori să-mi dați dreptul. Va avea un cuvânt de spus și nici nu trebuie să ceară, e recunoscut. Acum nu știu dacă va fi bine pentru Buzău și în ce sens ar putea să fie bine, că vom avea în continuare, că până acum a fost vicepreședinte. Bine, vicepreședintele ar avea un rol decorativ, că foarte mult sunt vicepreședinți de la PNL. Păi, va extins. Dar ca să aibă zonale. Dar la o funcție mai interesantă. Poate mai interesant. Eu știu, acum, cred că inclusiv aici, bineînțeles că facem așa speculații, dânsul va analiza foarte bine funcția de partid sau funcția politică locală de administrație, că până la urma urmei te duci politic, dar trebuie să ai substanță și mai mult scos din buzunar decât pentru că acolo nu mai administrează ceea ce administrează la Buzău și cred că totuși mandatul ăsta și îl va duce la îndeplinire la Buzău, nu cred că... Da, asta cu siguranță. Bun, domnul Minică, au trecut alegerile, n-am răspuns la a doua întrebare de pe ecran, cine a pierdut și cine a câștigat. Dar putem să încercăm un răspuns foarte pe scurt. Cine a pierdut și cine a câștigat? Și știți bine la ce mă refer aici, nu la partid. Da. Păi eu cred că ușor, ușor pierde democrația românească prin lipsa de prezență la vot. Și de câștigat nu văd cine ar fi câștigat acum. Tot o pierdere este al partidelor politice în ceea ce privește încrederea cetățenilor în politicieni. Și asta iar nu e un lucru bun. E tot o pierdere una peste alta, pentru că avem nevoie de partide puternice, de lideri adevărați, de oameni de stat în interesul României și al românilor. Și de câștigat cine să câștige din toată situația asta, care nu ne face cinste în ceea ce privește și nivelul de votanți și singurul lucru care cât de cât mă mulțumește cumva este faptul că s-a păstrat o anumită proporție, că asta dă totuși o anumită stabilitate. Bun, domnul Minică, vă mulțumesc pentru prezență. Și eu vă mulțumesc. Mai spun o dată, au trecut aceste alegeri. Ne-am distrat, ca să mă exprim așa, dar știți ceva? Dumneavoastră, cred că vă amintiți ce se întâmpla acum aproape 2 ani pe strada Victoriei?
din municipiul Buzău, pe strada Victoriei, acolo unde a fost protecția civilă la un moment dat. Ce s-a întâmplat, domnul Minică? Ia ziceți dumneavoastră. Păi ce să spun? Să vizita noua maternitate. Domnul Minică, vorbiți corect, se inaugura maternitatea. Nu se vizita. Se inaugura, se tăia panglica, domnul Minică. S-a tăiat panglica? S-a tăiat panglica, domnul. Eu știu că a fost o zi de porți deschise acolo și s-a vizitat, să vadă electoratul ce s-a făcut. Porțile deschise au fost un pic înainte și după aia, așa, puf, s-a tăiat panglica. Și după aceea, după ce s-a tăiat panglica, a venit DNA-ul. Asta este marea problemă. Și DNA-ul nu mai știa aparatura aia este închiriată sau cumpărată? Era închiriată în majoritate. Și nu știa care... Nu, că unele au fost cumpărate, nu foarte multe. Da, și nu prea se știa care sunt cumpărate și care sunt... Dar aparatura medicală era închiriată pentru poze. Da. Problema este, domnul Minică, asta. Din păcate, noi trebuie să revenim cu picioarele pe pământ și semnalăm încă o dată faptul că suntem atât de incompetenți ca în 2 ani de zile o clădire bibelou, domne, o clădire bibelou. Am vizitat-o și eu atunci. Foarte mișto arată. Este Austria. Este mișto. Austria. Este da, o... e plină de praf. Deci se împlinesc 2 ani de zile de la momentul în care ne-a fost servită cea mai mare gogoașă electorală ever din județul Buzău. Și gogoașa a fost continuată și este continuată de actuala administrație. Deci nu se poate întâmpla așa ceva. 2 ani de zile să fie... Eu vă contrazic, se poate întâmpla așa ceva. Nu, e o revoltă ca cetățean simplu. Sunt oameni care ne întreabă foarte des de lucrul acesta. Oameni care trec pe acolo, oameni care își aduc aminte, oameni care au probleme în vechea maternitate, cărora le este scârbă să mai intre în vechea maternitate. În maternitatea asta, care e funcțională singura. Da. Mai și spun vechea. E actuala maternitate. Maternitatea Buzău. Și se întreabă, domnule, ăștia n-au fost în stare în 2 ani de zile. Am înțeles. Cel care a fost a profitat electoral de acel moment. Și și-a luat-o cu vârf și îndesat. Și de la electorat, și de la DNA fiind cercetat. Dar actuala conducere ce a făcut? Oamenii care conduc județul și care au luat în brațe și au luat acea lucrare. Deci 2 ani de zile. Pe 1 iunie o să sărbătorim. Noi, cei de la TV Buzău, o să mergem acolo, o să sărbătorim, o să facem un material frumos cu mămici fericite, cu tătici cu flori în mânuță și care se duc la soții și cu oamenii care sunt, cu medici, cu toți cei care sunt acolo implicați. Și cu bebelușii de 2 ani. La maternitate, da. Și o să contabilizăm câți copilași s-au născut acolo în maternitatea aia frumoasă de pe Victorie. Cam astea ar fi problemele. Din păcate, campania asta electorală ne-a ținut pe loc. Că n-am învățat nimic din ea. Vă mulțumesc încă o dată, domnul Minică. Mulțumesc. Le mulțumim și celor care au urmărit această ediție. Așadar, de mâine nu mai vorbim de alegeri. Slavă Domnului! La revedere! Pa, pa!